Spitalul din Deva, recent ieșit din carantină, primește forțe proaspete în lupta cu coronavirusul, după ce mai multe cadre medicale au fost infectate cu noul coronavirus. Astfel, dr. Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență, a declarat sâmbătă că la spitalul din Deva au sosit 4 medici, 2 din Timișoara și tot atâția din Craiova, unul dintre aceștia fiind militar, pentru a oferi sprijin și pentru a asigura implementarea planului de măsuri stabilit în județ. În ultima perioadă am acționat pe 2 paliere. Unu, pentru a veni în sprijinul colegilor care au nevoie de consultanță, au nevoie de colegi care să vină să vadă din afară ce se întâmplă și să-i dea sfaturile necesare pentru a repune situația pe un făgaș cât mai aproape de normal în aceste condiții. Și aici vorbesc de Arad, Hunedoara, unde au fost trimise de ieri dimineață 2 echipe constituite de medici de la Institutul Național de Sănătate Publică, medici epidemiologi vorbim aici, de la centrul din Timișoara, și care 2 s-au deplasat la Arad, 2 la Hunedoara, 2 medici anesteziști reanimatori militari de la Spitalul Militar Timișoara, Spitalul Militar Craiova, și 2 colegi de la serviciile de urgență de la UPU Smurt Timișoara, UPU Smurt Craiova. Misiunea pe care o au colegii este să vină în sprijinul autorităților. Ei au fost detașați la prefecturi, unde vor veni în sprijin pentru prefecți ca să impună anumite soluții pentru problemele cu care se confruntă cele 2 localități, mai ales cu spitalele, cu Spitalul Județean de Urgență Arad și cu Spitalul Județean de Urgență Deva. De asemenea, la Deva a fost detașat prin ordin al prefectului un medic ATI de la Petroșani, care va rămâne la Spitalul Județean pe toată perioada stării de urgență.